Am făcut ieri un film despre pui de găină și mi-am dat seama că probabil trebuia să dezvolt puțin mai mult un anumit subiect, pentru că este un subiect cu care este o situație, de fapt, care se confruntă mai devreme sau mai târziu absolut toți crescătorii de găini, bibilici și curci. Nu mai vorbesc de cei cu fazan și păuni. Și anume vorbim despre picaj sau canibalism. Aud mulți crescători, care, unii mai tineri, alții chiar mai în vârstă și cu experiență teoretic, care nu cunosc acest fenomen foarte bine. Spun, domnule, se ciugulesc pui, sau unii neagă, ignoră, spun, nu s-au ciugulit, doar năpârlesc. Am auzit des acest cuvânt, năpârlesc. Deci puii prezintă anumite zone fără fulgi, cu fulgii smulși și ei spun năpârlesc. Fie o fac cu bună știință, înșelând astfel posibil cumpărători, fie pur și simplu sunt neștiutori. Și atunci este mai grav dacă ai o experiență ca și crescător și tu încă nu cunoști niște elemente simple. Ce înseamnă mai exact? Aveam ieri în coteț doi pui care aveau niște zone în jurul cozii albastre, pentru că, așa cum v-am spus, erau date cu spray pentru răni. Spray-ul acela este un spray cu teramicin care conține ceva antibiotic, conține niște cicatrizant, este un spray foarte bun pe care orice crescător de animale, nu doar de păsări, orice crescător de animale ar trebui să îl aibă acasă. Am făcut o mică pauză pentru că nu știam de ce sunt gâștele agitate. Erau agitate pentru că se călcau două rațe leșești, mă rog, o rață leșească și un rățoi. Și atunci vin gâștele, care sunt așa un fel de comitetul de monitorizare în curte, și trebuie să intervine ele în orice situație li se pare că ar fi conflictuală. Dar aici nu era despre niciun conflict, pur și simplu era ceva natural. Deci, revenim la canibalism și la picaj, un fenomen cu care se confruntă orice crescător de păsări mai devreme sau mai târziu. Ia să văd eu dacă mai găsesc pe aici. Puii se odihnesc acum pentru că au mâncat. Unii sunt pe lădiță și dorm, alții sunt... Vedeți pe jos, pe lângă gritul despre care vorbeam și ieri, pe jos sunt niște bobițe împrăștiate. Le-am împrăștiat în mod intenționat. De ce? Pentru că în felul acesta le dau de lucru. Sunt boabe de floarea soarelui, dar puține. Boabe de sorg ceva mai multe și câteva boabe de porumb, care sunt încă prea mari pentru a le mânca ei, dar se joacă cu ele și ușor-ușor învață să le și mănânce. Bun, revenim la pui. Sau la oile noastre, ca să zic așa. Fenomenul acesta al picajului începe prin niște ciugulituri foarte ușoare în zona cozii, acolo unde sunt fulgii cu sânge. În momentul în care încep să crească fulgii din coadă, rectricele, aceștia sunt niște fulgi mici care se pot smulge foarte ușor și care au în tijă, ca orice alt fulg, au sânge. E suficient să smulgeți un fulg din acela mic și o să vedeți că o să curgă câteva picături de sânge. Suficient pentru ca puii să înceapă să ciugulească. Găina este un animal, o pasăre, dar și păsările sunt tot animale, că m-a corectat cineva într-un vlog anterior. Deci găina este un animal omnivor. Ce înseamnă? Asta înseamnă că mănâncă atât materie vegetală cât și animală. Deci mănâncă și grăunțe și mănâncă și animale. Râme, insecte, șoricei mici, pui de vrabie. Sunt unele găini care prind pui de vrabie prin curte. Orice animal mic pe care îl... șopârle mici, chiar și pui de șarpe. Orice animal mic pe care îl pot consuma. Prin urmare, găina este un animal mare amator de sânge. Îi place foarte mult carne, îi place foarte mult sângele. Motiv pentru care atunci când poate să-și procure acest sânge, o face fără să stea prea mult pe gânduri. Deci este un fenomen, picajul, și care poate degenera în canibalism, pe care trebuie să-l tratăm cu foarte mare seriozitate.
Care sunt cauzele? Puteți să citiți foarte mult pe această temă, nu o să găsiți o explicație, nu o să găsiți o explicație exactă. Cauzele sunt câteva. Supraaglomerarea, una dintre cauze. Foarte mulți pui puși într-un spațiu foarte mic. Asta generează stres, stresul generează probleme de comportament, printre care și picajul. Hrana defectuoasă, hrană care nu conține suficiente vitamine, minerale, calciu și așa mai departe, elemente necesare pentru a crește armonios un pui de găină. O ființă mică, nu doar pui de găină. Asta poate genera de asemenea picaj și mai departe canibalism. Plictiseală. Deși sunt într-un spațiu mare și deși primesc hrană bună, păsările nu mai au altceva de făcut, adică mănâncă, se adapă și dorm. Și atunci se plictisesc, pentru că găina este un animal foarte activ. Ea are nevoie să vâneze insecte, să scurme, să aibă tot felul de activități. Ori dacă noi avem o curte pentru pui, care poate fi măricică, dar care nu are pic de vegetație, nu are un fir de iarbă, nu are locuri în care puii să se ascundă, nu are niște bețe pe care puii să se poată cățăra, nu are absolut nimic, doar un coteț, o curte din plasă de sârmă, pământ gol, un vas cu apă, un vas cu mâncare. Puii n-au ce să facă, efectiv se plictisesc și atunci își găsesc de lucru și încep să se ciugulească unul pe celălalt. Deci pot fi multe, multe cauze. Nu există o singură cauză. Chiar dacă veți găsi în literatură, domne, canibalismul se manifestă atunci când vorbim despre supraaglomerare, o să constatați în practică că nu e doar atât. Și de asemenea, un factor extrem de important, cel genetic. Din păsări care au manifestat canibalism, să știți că întotdeauna veți scoate pui care manifestă canibalism. Eu când creșteam faverol, pe cele, indiferent cât de bune erau, pe cele care manifestau canibalism le eliminam fără discuție, pentru că din ele ieșeau pui care manifestau și mai rău canibalism. De asemenea, sunt rase care sunt mult mai predispuse decât altele la canibalism. Foarte rar pui de curte țărănești sunt predispuși la canibalism. Foarte rar, mai ales dacă sunt crescuți în aer liber. Foarte des, rasele foarte selecționate sunt predispuse la canibalism. De aia vorbeam despre faverol, dar nu numai. Iarăși, chiar dacă sunt de rasă și din rase predispuse la canibalism, puii care sunt crescuți la cloșcă, deci eclozați în mod natural și crescuți de cloșcă, manifestă mult mai rar, uneori deloc sau niciodată, canibalism. Iar puii care sunt crescuți, scoși la incubator și crescuți în mod artificial, manifestă mult mai des. Deci discuția este una foarte, foarte amplă. În momentul în care ați văzut că puii manifestă picaj, trebuie să intervenți imediat. Ați văzut că eu am dat cu spray. Cu spray-ul albastru pe acele zone, pentru că nu spunseseră decât un fulg 2. Spray-ul acela are un gust amar, prin urmare puii nu vor mai ciugli de acolo. Ciugulesc odată, dau de acel gust amar și nu mai ciugulesc. De asemenea, dacă sunt foarte mulți, reduceți. Împărțiți puii în două cotețe, îi aveți pe toți într-un coteț. Luați jumate și îi puneți într-un coteț, jumate în cotețul în care erau înainte. Încercați să le dați iarbă. Cum mă vedeți și aici, eu le-am dat verdeață, dar au mâncat foarte multă din ea. Dați-le foarte multă verdeață. Aruncați prin acea verdeață, aruncați boabe mici, mei, sorg, și ei vor, toată ziua vor căuta pe acolo, vor râcăi, vor scurma prin verdeață sau prin fân sau prin talaj și vor căuta aceste bobițe pe care le vor mânca cu drag. De asemenea, dacă aveți unii care chiar nu mai pot fi dezvățați de acest obiect, de acest obicei, eu inclusiv îi elimin. Adică dacă am un pui care nu poate fi dezvățat, am încercat toate metodele și el în continuare manifestă picaj, decât să distrug un lot întreg de pui, pentru că găinile învață foarte repede unele de la celelalte prin imitație. Imită și atunci fenomenul se va răspândi rapid la întreg lotul. Decât să distrug un lot întreg, mai bine sacrific un pui, l-am eliminat și cu asta basta. Constat că ceilalți nu deprind obiceiul. De asemenea, nu doar în zona cozii se poate manifesta, la puii gulași se manifestă și prin ciugurea tuleilor de pe gât. Fiind gâtul gol, aici și acolo apare cât un fulg. Și în momentul în care îi apar tuleele, apar tijele, puii se vor ciuguli în zona gâtului și în zona gușii, unde fulgii sunt foarte puțini și rari. Deci trebuie mare, mare grijă la acest fenomen. Pentru că acest picaj care inițial pare relativ inofensiv, au mâncat un fulg, mare lucru, degenerează foarte, foarte rapid și se poate ajunge la canibalism în formă gravă atunci când puii se eviscerează unul pe altul. Deci efectiv se ciugulesc
în unul, un pui ciuglește, un alt pui în zona cloacală, unde pielea este foarte subțire, după care încep și alții să-l ciuglească pe acela, pe unul, începe să-i curgă sânge, ciuglez din ce în ce mai mult, trag din ce în ce mai tare, până când ajung să-i scoată intestinele afară. Și sunt N cazuri în care crescătorii au găsit dimineața, sau au venit la serviciu și au găsit, dimineața spun cei care țin la bec pui, au venit la serviciu și au găsit seara pui eviscerați prin cote și au spus, vai, ce s-a întâmplat, a venit șobolanul și i-a mâncat, a intrat o coțofană, a intrat o pisică. Nu, n-a venit șobolanul, nici nimeni. Pur și simplu, alți pui au eviscerat un pui. Pentru că crescătorul n-a dat nicio importanță acestui fenomen care se manifesta de ceva vreme în crescătoria lui, cu siguranță. Și a zis, lasă că nu se întâmplă nimic, să ciuglezi puțin, trece. Ei, nu trece, el doar degenerează acest fenomen. Iată, la mine deja sunt mult mai puțin pui față de câți erau ieri, pentru că 10 cocoșei au plecat astăzi la un alt crescător. 10 cocoși frumoși, deja jumătate din cocoși și-au luat zborul, spațiul a devenit mai mare pentru puii care au rămas. Dar nu vor sta prea mult aici, pentru că am spus, pe măsură ce cresc, vor pleca și ceilalți cocoșei care au mai rămas, aproximativ 10, și puicuțele vor fi eliberate în curte. Deci mare, mare atenție. Urmăriți cu atenție ceea ce se întâmplă cu păsările dumneavoastră, comportamentul lor. Și aveți grijă ca acesta să nu degenereze, pentru că poate provoca niște pierderi deosebite. Iată un cocoș aici, care se va face acum, nu arată cine știe ce, dar se va face un cocoș foarte, foarte frumos. Este un cocoș tricolor. Un cocoș porțelan. Am dat astăzi 2 acestui crescător, un pasionat de păsări de curte, și pui cocoșelul bobat de acolo, de acolo. Cocoșelul acela care vine mereu la ușă când deschid ușa, bobatul va pleca la crescătorul de la care am luat ouăle, pentru că mi l-a cerut, și îl opresc. Mai aici unul. Mai am 2 care provin din metisare cu viandote și care sunt herminat deschis, sunt foarte frumoși. Mai sunt vreo câțiva cocoșei pe aici. Mai sunt vreo câțiva, trebuie să identific acolo în colț unul. Chiar în colț acolo unul somon, care se va face și el foarte frumos. Un altul aici somon cu moț, acolo. Acolo. Deci iată încă unul aici, încă unul aici, aici. Tot porțelan. Mai este cel bobat încălțat, deci mai sunt vreo câțiva, care în curând vor pleca și ei la noilor stăpâni.